Bună ziua, bună ziua! Bună ziua tuturor! Tot de la bucătărie. Păi am pus și pe afară și... Am mai făcut și pe afară, da. La bucătărie stă cel mai mult acum. Pentru că aici e masă, aici e ragazul, aici e mâncarea. Prieteni, ce am descoperit eu? Am descoperit... Mi-am luat esențiale pentru ficat, pentru că am probleme cu ficatul, aveam de mult. Eu n-am mai făcut analizele, nu nimic, de ani de zile. Și mă gândesc că și de acolo obosesc, obosesc repede. Și dacă oricum pot tot la fel. Mi-am luat pastile acum fără analize, esențiale cele mai bune și de aceea vreau să mă mănânc cât mai ușor, așa, mai neprăjit, mai sănătos, să zicem. Ca să fie mai bine. Eu sunt ani de zile de când am scos firea cu laserul, eram mult mai tânără, erau copiii foarte mici, aveam o piatră foarte mare, nu mai știu câți centimetri, pentru că când au scos piatra aceea, n-au reușit să o dau afară întreagă și au făcut-o bucăți. După care mi-au dat-o acasă într-un pifon, tot avea ce să mai fac cu ea. Am ținut-o un timp așa, prin seic pe acolo, după aia am aruncat-o. Și aia e, orice supărare, orice mâncare care e ficată, suportă tot. O mâncare care nu-mi place, simt. O mâncare care nu este proaspătă și mai mănânc a doua zi din ea, se simte deja. Și mai n-am, am mai mâncat și forțat, dacă am fost plecată undeva și n-am. Am mai mâncat și ce era, nu era totul proaspăt. Supărarea mai ales, supărarea îmi termină ficatul și mai de tot. Oricum m-a supărat, orice stres, am foarte mult stres și ficatul. Mie îmi face ficatul, acum că ala, să zicem așa, el suportă tot, fiind numai fiere. Cum ar fi tensiunea? Suplificatul la orice supărare. Acum nu știu dacă greșesc, dacă așa e, îmi scrie dacă este așa și nu știu eu bine și na. Și am zis să fac, să mai fac prăjit, să fac puțin pui, așa n-am pus și la tigaie, o salată, dacă îmi văd și carnea și alea. Mai văd și eu carnea, mă văd și eu mușchi, alea la frigider, vă dați seama că am aici așa. Unde am primit lor și am mai rămas mușchi, am mai rămas unele, dar noi n-am primit deloc, deci în frigider. Am zis să le măci dacă vine cineva, să nu mai oricum pot. Am și pânați cu cine aceea. Să facem puțin pui, cum ar fi, la ce am trebuie. Dar bine, că până nu mai avem șorțul, dar pentru puiul ăsta n-am mai avut șorțul. Da, și sunt și îngrijorată așa, pentru că n-am mai vise și urât, sunt vise. Într-adevăr că nu dorm toată noaptea cum îmi dorm la început, să mă pun un pat, după aia mă trezesc chiar, după aia tot așa mă chinui să dorm și tot la fel. Dimineața mă trezesc foarte dimineața, îmi iau cafeaua și stau în pat. Nu pot să dorm. Dacă e să merg undeva, atunci nu pot să mă trezesc. Să știți, dacă e să merg la Ursul la vizită și trebuie să mă spor să fim de dimineață, să nu pot pierde programarea, atunci da, nu pot să mă trezesc. Când trebuie să stau, zic că e sâmbătă, că e duminică, să stau în pași, o să mai... Na, că n-am ce să fac afară, copiii nu mănâncă de dimineață, nu... Nu pot să dorm mai, n-am stare, trebuie să mă trezesc, să mă îmbrac, să mă fac ceva de lucru, sau prin casă, sau zic să afară neapărat. Nu mai pot să stau. Și... Ursul, n-am vrut să mai spun ce am făcut cu ursul, ce a făcut la dentist. Ursul a făcut, i s-a extras o mânsea de minte, mai e una, e mai bine. Acum vine să dea Dumnezeu să nu mai doară celălalt, până vine acasă să mergem împreună la stomatolog să rezolvăm problema. E mai una, dar bine că am tras-o și pe aia, care durea. Și aia tot durea și aia. Sunt două măsele de minte pe partea stâncă. Am în două. Are antibiotic, i s-a dat tot ce trebuie să ia și pansamen pentru stomac și antibiotic și puternic și tot ce trebuie. Să dea Dumnezeu să-mi lasă durerea, să
cât timp mai are ca să vină acasă, să-i rezolv după aia, să nu mai zică că nu merge pentru că a văzut rău. A văzut rău pentru că eu îi spuneam când era acasă și avea probleme și îi durea toată gura și nu dormea nopți întregi. Cam de acasă îi se trăgea. Și când spuneam să meargă la dentist, hai să mergem la dentist, pentru că am și eu dentist aici în oraș, care mi-am făcut eu dinții, avem și noi doctorii noștri, să zicem, stomatologii noștri, care sunăm, ne facem programări. Tot timpul ce zicea, lasă că mergem, că avem timp, avem timp. Eu vedeam că treaba nu prea era așa clar, era, așteptam pronunțarea și știam că după aia o să doară tot. O să doar acolo și nu prea are ce să facă. Bineînțeles că îi se dau calmante, îi se dau antibiotici, dar dacă e să îi extragă măseaua, n-ai ce să faci. Trebuie hârtii făcute, trebuie cerere de la medic să ducem acolo. Sunt mai multe de umblat, mai multe documente, nu este așa clar. Că, da, trebuie acum. Și tot așa zicea că am timp, am timp, până a plecat, l-am pledat cu durerea asta de măsele. Dar eu știam că așteptam pronunțarea și știam, dar el, na. N-a știut, pentru că nici el nu este un om matur ca să știe, e tot un copil. A crezut că poate nu e așa și na, care timp, nu-și dădea seama că o să se întâmple problema asta mult mai gravă. Pentru că na, s-a întâmplat până la urmă. Hai să vă arăt puiul.